Se declara vitezoman, dar ce a făcut era nebunie curată. La 17 ani, un tânăr din Dej s-a filmat când conducea mașina cu 180 de km pe oră. Show-ul ținut de el avea și spectatori. Vărul său, cel care i-a dat mașina, avea o misiune de îndeplinit: să filmeze acul kilometrajului pentru a se lăuda apoi pe internet cu isprava lor. 140! 160! 180! Se simte stăpânul șoselelor, al mașinilor de sute de cai putere. Regele vitezei nu conduce pe o autostradă, ci pe lângă case, în Bolintin Vale, Giurgiu. E încurajat de vărul său. Lui aparține mașina pentru că are permis. Cel de la volan are doar 17 ani și e șofer doar pe Facebook, unde se declară pilot de încercare la o reprezentanță auto. Tot ce e interzis e un vis, e motoul lui în viață. Nu ia în calcul pericolul nici când îl apostrofează prietenii pe site-ul de socializare. E un tânăr teribilist care nu ar fi la prima cursă de acest fel. A mai postat filmulețe asemănătoare. Până acum, nici poliția din Dej, de unde e băiatul, nici cea din Giurgiu, unde gunea nebunește, nu s-au autosesizat. Ar putea face închisoare și el, dar și vărul care i-a dat mașina pe mână.